Rareș Bogdan în frunte, care s-a disculpat astăzi spunând că am făcut tot ce am putut ca să-l apăr pe Iohannis. I-am oferit cât mai multe întrebări simple ca să-l apăr, ceea ce demonstrează până la urmă knockout-ul de care vorbeam și noi ieri în favoarea lui Victor Ponta de la Realitatea TV. Sigur că astăzi oamenii pot să pară un pic mai circumspect, s-a mai echilibrat un pic balanța. După părerea mea, tot Victor Ponta a fost net superior la Pălăvrăgeală. A fost, după părerea mea, o discuție care pune capăt acestei serii de dezbateri, chiar dacă nu au fost decât două. Mi se pare inutilă, cu tot respectul pentru dezbaterea electorală și pentru faptul că mâine ar fi și rândul Antenei 3, nu fac nicio referire la chestiunea asta, nu mă interesează că e Antena 3 sau orice alt post, dar mi se pare cam mult. Deci cred că sunt în asentimentul telespectatorilor noștri, sau dacă nu, îmi spun părerea așa cum cred. Mie mi se pare deja prea mult să-i mai vedem o dată pe cei doi, luând-o iarăși de la capăt. În orice caz, Klaus Iohannis era atât de plictisit pe final, atât de obosit, atât de puțin concentrat la subiect, încât nu văd de ce l-am mai chinui o dată să-l mai aducem într-un platou de televiziune. Am înțeles că lumea, sigur, ar fi început, din ce am auzit noi, să-l admire din ce în ce mai mult pe candidatul ACL, dar asta doar pe fondul faptului că el este umilit în aceste dezbateri, ceea ce se poate înțelege. Nu trebuie să ții cu ăla care vorbește mai mult. Pentru că în România, în momentul în care vorbești despre tine și par să le știi pe toate, există o tendință, poate nu numai la noi, de a te duce și a compătimi alături de cel slab, alături de cel dezavantajat. Da, diferența a fost netă, trebuie să recunoaștem, covârșitoare. Poate că publicul de la B1, care este de altă categorie, poate că și-ar dori să audă altceva. Eu nu pot să spun ceea ce nu gândesc. Da? Mie mi s-a părut Ponta net superior în dezbaterea din această seară și știți cât de mult sunt amic cu Victor Ponta. Da? Deci, dacă vom mai vedea astfel de dezbateri TV, nu putem să găsim decât același rezultat. Sunt chinuitoare pentru telespectatori. Oricum nu ajungem la concluzii, fiecare încearcă să îl atace pe celălalt cât poate el. Dacă li se permite decența, o acceptă, dacă nu, se duc mai departe, cum au făcut ieri. Și devin la un moment dat chiar obraznici, chiar aroganți, încercând să străpungă pe celălalt fără să vorbească de fapt de lucrurile esențiale. Nu sunt îmbrăcați în haina de președinte nici unul și nici celălalt deocamdată. E o luptă dintre asta, ați văzut și Victor Ponta. A avut puține momente de slăbiciune, dar a avut câteva. Unul dintre ele, de exemplu, pe final, probabil că și consilierii lui numeroși, temele făcute. Victor Ponta a apărut exact ca tocilarul ăla care a studiat toată materia. Absolut, știa toate, învățase tot, practic. Tot ce era de suprafață, el răspundea. N-a avut nicio problemă în a-și domina adversarul, care venise totalmente nepregătit. Dezinteresat, nu e. Am cu atât spun. S-ar putea să-l servească această prezentare pe Klaus Iohannis, pentru că, în general, știți cum, sunt oamenii mulți, să uită puțin pricep. Ar putea ca unii să găsească tocmai această slăbiciune, această tăcere a lui, că el practic a tăcut în ambele ediții, să fie un atu aceste chestiuni. Eu nu văd lucrurile așa. Din punctul meu de vedere, nu sunt un atu. Eu m-am plictisit de Klaus Iohannis după astea două, vă spun clar. Nu, n-aș mai vrea să-l mai văd, dacă s-ar putea. Exact ca și femeia aia cu care te-ai întâlnit de două ori, bă, nu te-ai mai duce la a treia întâlnire. Da? Ce mi se pare slab aici nu este prezența lui Victor Ponta, dar este bună pe post. Dar trebuie să recunoaștem. Acum, văzându-l bătându-se cu un contracandidat, ne dăm seama că, de fapt, este net superior. Și îl adoram pe Căcărău să-l fi văzut în dezbaterile astea, să fi avut și noi un meci. Altceva mi se pare esențial aici. Munca, chipurile enormă din spate a clanului PSD. Acolo mi se pare problema. Acolo poate să piardă Victor Ponta puncte importante. Nu pe prestațiile televizate, care sunt făcute să răspundă exigenței de moment a moderatorului și a publicului. El aici aș face treaba. E bine decorată salata asta, băf, așa cum am spus și ieri. Foarte clar. Nu avem cum să fim contestați aici. De o diferență de două, trei clase între ei. Dar în spatele candidatului Victor Ponta este o muncă mârșavă, într-adevăr odioasă, pe care am tratat-o cum se cuvine și ieri. Da? Și am
încercat să o dezvăluim cât se poate. Într-adevăr, halucinantă această atitudine a oamenilor din spatele lui. Servilismul, fățărnicia, aroganța, da, aproape apetența spre criminalitatea socială. Practic, într-acolo s-au dus. Deci, absolut toate forțele băgate la maxim. Pentru că Klaus Iohannis este un vid. El parcă nici n-ar avea consilieri. Și în spatele lui Klaus Iohannis nu vezi nimic. Sunt niște voci tăcute, liniștite, nu sunt oameni proști, categoric. Oameni interesanți, oameni care n-au nimic de spus, dar oameni care probabil gândesc foarte mult în interior. Oameni care nu își expun trăirile. Sunt perfect de acord cu asta. Am mai și spus-o. Am comentat pe tema asta o emisiune întreagă despre tăcerile lui Klaus Iohannis. Nu înseamnă că ești un idiot dacă nu vorbești. Sunt de acord. Deci oamenii lui probabil pritocesc pe interior, probabil că ei n-au nevoie de adevărul publicului, probabil că ei nu concurează în această bătălie, au altă luptă, nu știm încă exact cu cine, dar nu știu unde îi va duce această dezbatere. Deci Klaus Iohannis între primul tur de scrutin, când a obținut 30% și a spus că e un rezultat foarte bun și acest moment, n-a făcut absolut nimic. S-a dezis de ceilalți contracandidați, n-a acceptat să discute cu niciunul, a rămas ferm pe voi, n-a vrut să vină la dezbatere, când a venit la dezbatere s-a făcut de râs, pur și simplu, ăsta este termenul, mi-era mie rușine, pur și simplu, de el, în anumite momente. Habar n-avea de nimic, n-are nicio cultură, s-a văzut lucrul ăsta, nici măcar cea mai elementară, nu că ar fi vreun PSD-ist citit. Dar ei se pregătiseră, bă. Deci măcar pe lucrurile astea, ați văzut, venea cu citate, te lua cu nu știu ce, tot felul de documente, practic știa, îți anticipa mutarea, într-atât erai de slab. Deci Klaus Iohannis a fost o dezamăgire, din punctul ăsta de vedere. Și încă o dată spun, reiterez chestiunea asta, pentru toată lumea ar fi bine să nu-l mai vedem. Și el este într-adevăr candidatul ăla din umbră, care tace, care o face, nu o face, nu știm. Din păcate, cred, fraților, că nu vom ajunge să vedem cum s-ar descurca un astfel de candidat la Cotroceni, unde într-adevăr nu trebuie să fii super activ ca președinte al României. Poți să apară o dată pe an. Lucrurile să meargă însă. Sincer, mă îndoiesc că ar merge nemaipomenit, ar fi într-adevăr o normalitate până la un anumit punct, dar cred că cu multe lipsuri. Cred că multe chestiuni ar rămâne de-a lungul timpului fără explicație. Mă refer mai mult la Klaus Iohannis, întrucât ieri l-am desfințat literalmente pe celălalt candidat, da? Și nu-mi propun să fac asta pentru că nu sunt Antena 3. Eu cred că în această seară B1 a demonstrat societății românești că este cu adevărat echidistant. Da? N-a fost o dezbatere în favoarea lui Victor Ponta, n-a fost o dezbatere în favoarea lui Klaus Iohannis, da? Nu o să mă vedeți pe mine susținându-l pe niciunul dintre candidați, indiferent că mi se par prostiile unuia mai mari decât ale altuia într-o zi, s-ar putea ca mâine să fie la fel, n-am nicio problemă. Nu-i suport nici pe unul, nici pe celălalt. Încerc să le găsesc niște atribute și atât. Nu avem niciun partid, nu suntem Rareș Bogdan, într-adevăr, cu toată gașca aia lui de fete, toate, absolut toate, manipulate. Săraca Lavinia Șandru, până la urmă, săraca între ghilimele. Da? A încercat și ea să-i facă pe plac șefului ei, care, într-adevăr, ați văzut, o dăduse un pic în ultima vreme cu Ponta. Ceilalți erau toți cu Iohannis, era postul lui Iohannis. Și a încercat și ea, pentru de dragul lui Cosmin Gușă, să spună și ea, să-l pună un pic în dificultate pe ăsta și a ieșit prost. Adică pe Iohannis. A spus o tâmpenie, s-au supărat, ea le-a stricat emisiunea. A zis ce scandal este. La noi nu-i cazul. Da? A zis foarte bine, mai devreme. Nu e o chestiune de laudă asta, atenție. Nu ne batem acum cu cărămida pe piept. Dar vreau să spun că s-a văzut încă o dată ceea ce am susținut atâta timp. Este o echidistanță în aprecierea acestei campanii electorale, nu așa cum suntem acuzați de unii și de alții, că am trage, nu tragem absolut cu nimeni. S-a văzut foarte clar la modul în care a fost realizată. De altfel, candidații au plecat mulțumiți. Fiecare a considerat că a fost un arbitraj corect. E adevărat, putea să pară un pic săcăitor, să fluiera des. Mădălina Pușcală a fost în rolul arbitrului care fluiera practic orice contact. N-a lăsat jocul extrem de liber. Dar, după părerea mea, a fost cea mai bine moderată discuție din istoria televiziunilor din România din 90 până astăzi. Niciodată n-a existat o echidistanță mai evidentă decât asta. E clar, da? În ceea ce privește, încă o dată spun, prestația candidaților, bă,
Într-adevăr, ieri fusese mai multă zeamă. Într-adevăr, a apărut mai electrizantă decât astăzi, dar astăzi am văzut într-o situație un pic mai sobră, un pic mai decentă pe cei doi candidați, mai aproape de, cu o zi cel puțin, de gongul final, poate un pic și mai stresați. Victor Ponta părea tot așa foarte preocupat de imaginea asta pe care și-o construiește în campanie. Încă o dată spun, ce poate să recupereze Iohannis între cele două tururi ar veni din spatele, din spatele lui Victor Ponta, care și-a învățat lecția. El a fost bine dresat. Într-adevăr, am rămas în anumite momente, chiar un pic impresionat, ăsta e cuvântul, de modul în care, nu știu cine, Gabi, Firea, Daciana Sârbu, habar n-am, cine din staful lui a reușit să-l instruiască într-o asemenea manieră. Deci un Victor Ponta, care, încă o dată spun, mai avea, că mai scăpa câte un moment. La sfârșit a avut o replică absolută aiurea cu Traian Băsescu dintr-o dată. Nu trebuia să o spună. Era mai bine să tacă. Atunci, pe final, nu știu ce context, mai